Uniunea Europeană dorește ca toate ambalajele din plastic să fie reciclabile până în 2030. Ce se mai schimbă la noi, vedem imediat. Sabina Iosub este alături de noi. Bună dimineața, Sabina. Chiar am observat prin supermarketul că se discută foarte mult despre noile pungi reciclabile, să știi. O să se discute în perioada următoare și despre lipsa farfurilor din plastic sau a furculițelor. Doamne ajută, aș zice. Hai să vedem de ce spun asta. În fiecare an, în Uniunea Europeană, sunt generate aproximativ 26 de milioane de tone de deșeuri din plastic. Și gândiți-vă și vedem și cifrele pe ecran imediat că mai puțin de 30% dintre acestea sunt reciclate. O parte sunt exportate în țările din afara Uniunii Europene. Ce se întâmplă însă cu restul? Ei bine, restul merge fie la gropile de gunoi, fie la incinerare, fie, și aici este partea cea mai urâtă, sfârșește în natură, inclusiv pe plaje, în păduri, în râuri și mări. Și cu toții am văzut acele imagini îngrozitoare cu. Uh, plastice adunate în tot felul de zone extrem de frumoase în mod normal. Comisia Europeană a propus acum o strategie pentru materialele plastice. Vedem exact care este scopul, garantarea ca până în 2030 fiecare bucată de plastic să poată fi refolosită sau reciclată. Mai este și un alt scop, reducerea consumului de material plastic de unică folosință și utilizarea microplasticelor. O să ziceți, bine, dar ce sunt aceste microplastice de fapt? Ei bine, sunt Particule foarte mici, mai mici de 5 mm din material plastic, pot fi formate neintenționat, așa cum vedem, prin uzura unor bucăți mai mari de plastic, cum ar fi textilele sintetice, pot fi fabricate în mod deliberat și adăugate în mod intenționat în produse, cum ar fi produsele cosmetice. Mai vedem însă un lucru important. Parlamentul European cere ca fabricile să elibereze mai puține micromateriale plastice atunci când produc textile, pneuri, vopsea și țigări. Și mai mult decât atât, vă spuneam că există există o atenție deosebită și pentru ceea ce înseamnă plasticele pe care noi le folosim zi de zi. Deputații europeni dezbat și o propunere de interzicere a anumitor materiale plastice de unică folosință, cum ar fi tacâmurile și farfuriile, precum și de a obliga companiile de ambalare a mărfurilor să contribuie la costurile de eliminare a deșeurilor din plastic. E foarte important ceea ce se întâmplă la nivel european, totul sigur că are efect și la noi în țară. Până în 2030 ne-am dorit așa dar să eliminăm aceste materiale care nu aduc de fapt decât rău mediului înconjurător. Nu fac decât rău mediului înconjurător. Vedem exact, spuneam Mihaela, ce se întâmplă și în România pe mai departe, urmarea deciziilor europene. Deja am văzut și farfurii schimbate. Mulțumesc foarte mult, Sabina!